Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vreau să facem împreună biscuiți cu ciocolată și unt de arahide. Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să vă abonați! Deoarece această rețetă este foarte simplă, vom avea nevoie doar de 4 ingrediente: 135 de grame de făină, un ou, 100 de grame de Nutella, 80 de grame de unt de arahide și încă 100 de grame de Nutella pentru decor. Într-un bol încăpător vom adăuga făina, apoi vom adăuga și oul. Vom adăuga și untul de arahide. Iar la sfârșit vom adăuga Nutella sau ciocolată, după preferință. Acești biscuiți pot fi făcuți doar cu ciocolată, înlocuiți doar cantitatea de unt de arahide cu ciocolată. Acum vom forma un aluat, vom frământa aluatul până ce toate ingredientele sunt bine încorporate. Ne va rezulta un aluat ușor lipicios. Acum vom lua din aluat bucăți de mărimea unei nuci și vom forma biluțe pe care le vom așeza în trava de copt. Când am terminat de format tot aluatul, cu ajutorul unui dob vom face o adâncitură în fiecare biscuite. Acum vom da tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 15 minute. Biscuiții s-au copt, acum îi vom lăsa să se răcească, iar apoi îi putem decora. Când biscuiții s-au răcit, cu ajutorul unui poș vom adăuga Nutella în fiecare adâncitură. Odată umpluți, biscuiții pot fi serviți. După cum ați văzut, este o rețetă foarte simplă care necesită puține ingrediente. Vă asigur că este și foarte delicioasă și sper să o încercați și voi. Dragii mei, am ajuns la finalul rețetei. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să dați un like acestui video. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc poftă bună!